găsit! Primarul Sucevei Ion Lungu a anunțat că este posibil ca trecerea pentru pietoni de la Palatul de Justiție să fie și semaforizată. El a ținut să precizeze că locul respectiv în prezent este bine semnalizat și marcat. Pe de altă parte, edilul șef al Sucevei a subliniat că și șoferii trebuie să respecte regulile de circulație. Primarul Lungu a mai spus că municipalitatea colaborează cu poliția rutieră pentru a găsi cele mai bune soluții pentru creșterea siguranței în trafic. Totuși, acea trecere de pietoni era foarte bine marcată. Și semnalizată. Și ați dat un răspuns. Chiar mergem pe ideea și am discutat și probabil chiar cu acea trecere de pietoni vom începe să punem semafare. Sigur că aici întâmplăm mulți factori. Discutăm de frizarea traficului. Dacă pui acele semafare și tot vine unul și apasă și nu mai are răbdare și pleacă, culoarea se schimbă, e de discutat. Dar sigur că oamenii ferește în primul rând și noi ca șoferi trebuie să fim atenți, să nu circulăm cu viteză, să respectăm regulile de circulație. Eu sunt de acord cu toate, dar nu văd ce, adică putea să fie acolo și culoarea roșie a semaforului. Dacă venea cu viteză, cât s-a murit și pe culoarea roșie. Adică să fim, da, tot în primul rând trebuie să respectăm regulile de circulație, șoferi în primul rând. Păi când ești în, eu nu pot să închipui, pentru că știți dumneavoastră, aceste treceri pietoni sunt la o distanță maximă de 150 de metri. Cum a prins acel băiat, la 26 de ani, așa o viteză între două, dacă a respectat regulile de circulație. Dacă a oprit la trecerea de pietoni anterioară, cum a prins așa o viteză până la cealaltă trece de pietoni. Până una alta, pentru că se merge pe ideea că mintea oamenilor, având în vedere faptul că sunt des aceste treceri de pietoni, da, 150 metri de la bancă, de la primărie, din partea asaltă, asta de care discutăm va fi semaforizată, să vadă oamenii la distanță că mai este o trecere de pietoni acolo, că, mă rog, poate și eu gândul că eu știu, nu e atât de aproape o altă trecere de pietoni. Deci primul lucru care vom face și deja am dat în lucru problema, prima va fi semaforizată această trecere de pietoni. Ca primar, sigur că colaborăm cu poliția județeană, cu poliția rutieră, orice propune e binevenit, putem asigura finanțare, e dispus la orice. De acord cu noi să facem orice să limităm aceste pierderi de vieți, aceste drame extraordinare. Dar, vă spun, și oamenii trebuie să respecte regulile de circulație. Reamintim că în cazul accidentului de pe trecerea pentru pietoni de la Palatul de Justiție, maiorul Irina Irinei a murit, iar fetița sa, în vârstă de un an și jumătate, a fost grav rănită.